2012 a fost anul care a pus pe harta evenimentelor din Iași festivalul Hungariada, un festival care își dorea să îmbine muzica bună cu zborul într-un loc cu tradiție. Pentru asta, aerodromul din Iași. Festivalul a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Vreme, oarecum, ține cu noi momentan, zboruri, distracție, relaxare, avem show-urile aviatice de la Șoimii României, de astăzi încep și concertele live la Scena Mare, îi vom avea pe Teo Costache, vom avea Kev și Dice, iar la final un takeover de la Facem Records cu Doc, de Lyric, Vlad Dobrescu, DJ Nasa, vor urca pe scenă să facă mare show. Mâine începem tot de dimineață, de la ora 9, cu cafea, cu parcul de joacă care este pentru copii. Copiii au acces gratuit, sub 14 ani, și pot veni să se bucure de parcul de joacă. Ieșenii care au venit au urmărit fascinați acrobațiile efectuate de către avioane pe cer. În afară de acest lucru, părinții și copiii au participat la numeroase activități distractive. Mi-ar plăcea să zbor cu un avion care face tumbe și chestii, dar mi se pare periculos. Cred că tata nu m-a lăsat, dar e ok. Ceva ce ți-a mai plăcut aici? Mi-a plăcut foarte mult mâncarea. Și tonetele care le văd, oamenii care dansează, care pictează și foarte multă creativitate. Mi se pare mai bine decât anii trecuți. Nu știu, într-un fel e mai fain, dar da, nu știu. Pur și simplu mai fain. Pentru ce ai venit special astăzi? Ca să văd avioanele în mare parte. Că e aranjat foarte frumos și e mai frumos ca anul trecut. Și pentru avioane. Am văzut că te-ai pictat pe față. Ești pasionat de pictură pe față? Da, îmi place foarte mult. De ce ai ales să te pictezi cu un fluturaș? Sunt o libelulă. Ce ți-a mai plăcut ție la festival? Mi-a plăcut foarte mult gonflabilele și, nu știu, tot. Iar cine a dorit a urcat și într-un avion. Experiența a fost cu totul nouă, după cum ne spune unul dintre participanți. Mi se pare foarte frumos. Îmi place, eu am zburat cu motoplanorul. O să repet experiența și la anul, numai că o să vreau să merg la zbor acrobatic. Că am văzut că au făcut piruete, nebunii, a fost foarte, foarte fain. Spune-ne puțin despre experiența asta de a zbura. Pentru mine a fost primul zbor. N-am mai zburat nici cu avionul, nici cu nimic. Și a fost ceva nou, a fost palpitant. În 3 zile de Hungariada, aeroclubul Alexandru Matei a fost plin de participanți. Unii au experimentat saltul cu parașuta alături de instructori autorizați, iar alții au zburat cu planoarele sau cu avionul. Artiștii invitați au fost responsabili de buna dispoziție a spectatorilor.